Cu toate că rafturile magazinelor din toate colțurile țării nu duc lipsă de odorizante pentru încăperi, există și variante naturale la fel de eficiente. Spray-uri, uleiuri pentru aromaterapie, lumânări parfumate, iar lista poate continua. Rafturile magazinelor sunt pline cu produse create special pentru a ne ajuta să eliminăm mirosurile neplăcute din camere. Există însă și înlocuitori naturali ale acestor produse, la fel de eficienți. Acestea sunt plantele. Dacă știi să le alegi corect, acestea nu vor fi doar o pată de culoare în camere, ci un aliat de nădejde în păstrarea unui aer proaspăt și frumos mirositor. Cea mai bună alegere o reprezintă citricele, mireasma lor fiind adesea asociată cu ideea de curățenie și prospețime. Un alt avantaj al acestora este efectul lor calmant. Lămâiul este des întâlnit în casele românilor, fiind și destul de ușor de îngrijit. Pe lista plantelor care te scapă de mirosul neplăcut din casă, mai apar și asomia pentru un parfum floral, gardenia și mușcatele. Dacă vrei să te bucuri nu doar de un parfum deosebit, dar să ai și ingrediente proaspete pentru salate sau alte preparate culinare, pune câteva ghivece cu plante aromatice în bucătărie, în care să crești cu grijă rozmarin, cimbru, mentă sau busuioc. Crinul este o alegere potrivită, fie că este crescut în ghiveci sau ținut în vază. Nu se recomandă să fie ținut în camere de dimensiuni mici, tocmai pentru că au un parfum foarte puternic. Crezile, tuberozele sau trandafirii au la rândul lor esențe destul de tari, dar sunt mai ușor de tolerat. Indiferent de soluția la care apelezi pentru a-ți parfuma casa, nu uita să aerisești încăperile în fiecare zi. Dimineața deschide larg geamurile din locuință și lasă aerul curat să intre. Fumătorii sunt sfătuiți să își păstreze mereu scrumiera curată, clătind-o cu atenție după fiecare pauză de țigară, relatează playtech.ro.